Cadre ale detașamentului de val, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, au avut parte în cursul zilei de joi de o intervenție mai puțin obișnuită pentru salvarea unei cățelușe care căzuse într-un puț cu apă cu adâncime mai mare de 10 metri. Pompierii, alertați prin 112 de stăpânul câinelui, au localizat animalul căzut în apă într-o fântână din apropierea localității Hunedorenei Cristur. Echipajul, format din 5 subofițeri, dintre care 2 specializați în alpinism, a fost nevoit să se deplaseze mai bine de 500 de metri pe jos cu echipamentele de extragere, întrucât accesul cu auto speciala nu a fost posibil. Din cauza drumului impracticabil pentru auto speciale, echipajul de pompieri alcătuit din 5 subofițeri, dintre care 2 specializați în alpinism, a parcurs pe jos aproximativ 500 de metri până la fântâna adâncă de aproximativ 12 metri în care căzuse cățelul. Unul dintre alpiniști a coborât în fântână, fiind apoi ridicată de către colegi împreună cu cățelușa Fifi. Alpinistul a coborât în acest puț, a preluat-o pe cățelușa Fifi din apă și ambii au fost extrași în siguranță de colegii detașamentului din Deva. Intervenția a fost prima de acest gen din anul în curs, iar prin acțiunea lor rapidă, pompierii au demonstrat că pentru ei fiecare viață contează. Este prima intervenție de salvare a animalelor din acest an și trebuie spus că pentru noi orice viață, orice suflet contează și ori de câte ori este nevoie de intervenția noastră pentru salvarea animalelor, suntem la fel de prompți ca și pentru intervenția pentru salvarea oamenilor. Stăpânul cățelușei a fost încântat de promptitudinea intervenției pompierilor, iar Fifi s-a bucurat de îmbrățișările salvatorilor săi.